Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Elevii de clasa 8 au susținut astăzi prima probă a examenului de evaluare națională. Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Donatorului de Sânge și Turcia este cea mai aleasă destinație de vacanță de către oamenii din Valea Jiului. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Elevii de clasa a 8-a au susținut astăzi prima probă a evaluării naționale. Examenul a început cu limba și literatura română și va continua joi cu proba la matematică. Pentru prima probă, cea de la limba română, elevii au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva cerințele ce evaluează competențele lor acumulate pe parcursul anilor. Prima probă din cadrul examenului de evaluare națională s-a desfășurat în condiții optime în județul Hunedoara. Am avut 2734 de candidați înscriși, dintre care prezenți au fost 2599, am înregistrat 135 de absenți, niciun candidat nu a fost eliminat, examenul s-a fost organizat în 16 centre. Chiar dacă au intrat în sălile de examen plin de emoții, elevii au ieșit entuziasmați de subiectele pe care le-au avut și speră doar la note mari. A fost destul de ușor, în afară de două exerciții am făcut cam tot. Mi s-a părut foarte ușor examenul ăsta față de restul anilor. Mai ușor decât credeam. La ultimul subiect, compunerea mi s-a părut mai ușoară. A fost destul de ușor. Am scris cam tot. Pe partea de gramatică a fost, să zicem, ok am făcut, dar două exerciții n-am făcut atâta. În rest a fost ok totul. Ne-a dat compunere. A fost foarte ușor spre mirarea mea, adică mai ales la ultimul exercițiu și ne așteptam să fie ceva cu poezie, dar spre mirarea mea chiar a fost ușor. Deci, cred că, cum a spus toată lumea, că e cel mai ușor examen din timpul ăsta, deci, nu știu. La ultim a picat să facem un text narativ despre un sfârșit de vacanță, în care să avem și un dialog de 4 replici. Deci, altceva, nu știu, nu cred că a fost nimic greu. În fiecare an, în data de 14 iunie, se celebrează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Pentru corpul medical de la centrele de transfuzie, aceasta este o zi specială în care donatorii sunt felicitați. Această zi a fost marcată și la centrul de transfuzie din reședința județului nostru. 14 iunie, o zi foarte importantă, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, în care marcăm și felicităm pe acești oameni generoși și deosebiți care în fiecare zi ne trec pragul și donează picături de sânge, picături de dragoste din inima lor pentru a-și ajuta semenii în suferință. Sunt oameni generoși care au înțeles ce înseamnă iubirea pentru semeni, iubirea pentru aproapele, care înseamnă dăruire, compătimire, implicare și până la urmă jertfă. Ei vin zi de zi, an de an, și din sângele donat noi obținem produsele necesare pacienților în stare critică din spitale. Astăzi este și ziua de naștere a savantului care a descoperit grupele de sânge, Karl Landsteiner, descoperire care a deschis era transfuziei de sânge. Să nu uităm că donarea de sânge este benevolă, anonimă, neremunerată și acești oameni o fac din dragoste pentru cei din jur, din generozitate, din umanism și din dorința de a-și ajuta un semen. Donarea de sânge este până la urmă un act de educație, un act de cultură civică, un act umanitar și vrem să-i felicităm pe toți acești donatori. La acțiunea desfășurată astăzi în Deva, câțiva donatori au fost și premiați. Am avut și o mică premiere, am premiat doi donatori, o fată și un băiat, cei mai tineri donatori cu cele mai multe donări. Și bineînțeles, am premiat și un donator cu 100 de donări și sperăm să urmeze exemplul lor și alții cetățeni sănătoși. Ne așteptăm pe toți cetățenii sănătoși să ne treacă pragul și tuturor donatorilor le urăm un la mulți ani și multă, multă sănătate. Chiar dacă prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă, oamenii din Valea Jiului au achiziționat deja în număr mare pachete turistice în țări străine. Cele mai căutate sunt Turcia, Bulgaria, Grecia și Egipt. Pe lângă cei care au ales să-și petreacă concediul în țară, un număr mare de cetățeni au optat pentru destinații internaționale.
predominant ca și în anii trecuți, pot spune, solicitările cele mai multe sunt pe Turcia, Bulgaria, Grecia, Egipt și chiar și mai departe în anumite țări exotice. Nici circuitele cu autocarul nu au fost mai prejos în lista de preferințe a oamenilor care vor să plece în vacanță. Persoanele de vârsta a doua, să zic așa, vârsta a treia, aleg acele circuite cu autocarul, atât în țară cât și în străinătate. Solicitările, cel mai mult pe aceste destinații sunt. Repet, Turcia, Bulgaria, Grecia, Egipt. Prețurile majorate la carburant au provocat o creștere a taxelor de transport pentru pachetele de vacanță, însă actualizarea acestora a fost făcută din timp. Fiind crescând valoarea, adică prețul la carburant, normal și valoarea transportului a crescut. Ele au fost, în schimb, actualizate din timp. Iar cei care au făcut rezervări cu luni în urmă, când nu începuse nici războiul, nu sărise nici așa mult prețul la carburant, înainte de a efectua sejurul, mă refer în special aici la pachetele turistice cu avionul. Există o taxă care înainte de, dacă prețul petrolului rămâne constant, adică la valoarea aceasta, va plăti fiecare în jur de 20-30 de euro de persoană în funcție de distanță, adică de locația unde și-au ales vacanța. Reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul nostru nu au avut mini-vacanță de Rusalii. Aceștia au stat cu ochii în patru și au făcut tot posibilul pentru menținerea ordinii și siguranței publice. A fost o acțiune concertată a Ministerului Afacerilor Interne în această perioadă de mini-vacanță de vineri și până luni inclusiv, în care fiecare din instituțiile publice, atât poliția, cât și jandarmii, cât și ISU, cât și cea prefectului, au fost prezente pe teren 24 din 24 de ore, fiecare cu efective importante, vorbim de ISU de 400 de oameni, vorbim de poliție 250 de oameni și jandarmeria 100 de persoane, în care fiecare și-a făcut treaba în ceea ce privește partea de ordine și liniște publică, ca în această perioadă toți cetățenii din județul Hunedoara și, bineînțeles, și turiștii care au vizitat județul nostru să fie în siguranță. Ieri, purtătorii de cuvânt din cadrul structurilor MAI au discutat într-o conferință de presă acțiunile și rezultatele weekendului prelungit. În mini-vacanță de Rusalii, peste 100 de jandarmi hunedoreni au fost prezenți pentru a asigura măsuri de ordine publică, cât și pentru prevenirea producerii faptelor antisociale. Astfel, datorită unui număr mare de efective ale jandarmeriei în stradă, dar și cu sprijinul cetățenilor care au ținut cont de recomandărilor preventive, colegii noștri nu s-au confruntat cu situații de tulburare gravă a ordinii publice. În perioada mini-vacanței de Rusalii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara al județului Hunedoara a monitorizat permanent evoluția dinamicii din teren și a intervenit prompt în sprijinul comunității. În fiecare zi, peste 140 de pompieri și paramedici hunedoreni s-au aflat la datorie, intervenind la un număr de 77 de situații de urgență semnalate. Polițiștii hunedoreni au fost la datorie și în acest weekend pentru ca locuitorii județului să se bucure în liniște de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, respectiv Rusaliile Ortodoxe. În această perioadă, respectiv 10-13 iunie anul curent, peste 250 de polițiști au acționat în medie zilnic pe raza județului Hunedoara în cadrul dispozitivului curent de ordine și siguranță publică, având ca prioritate siguranța publică, prevenirea și descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor în intervenția operativă în cazul producerii unor fapte antisociale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!